Filmul Istoria Binelui, realizat de Trinitas TV, a primit premiul special din partea Federației Internaționale a Crucii Roșii și a Semii Lunii Roșii. Decernarea a avut loc în cadrul celei de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film al Crucii Roșii din Varna, Bulgaria, la care au fost înscrise în acest an 1900 de filme din 105 țări. În cele două războaie mondiale, milioane de oameni aveau nevoie de ajutor. Noi, Crucea Roșie, i-am sprijinit pe românii care au fugit din teritoriile ocupate. Filmul documentar Istoria Binelui, Crucea Roșie Română a fost realizat anul trecut cu ocazia împlinirii a 140 de ani de activitate umanitară neîntreruptă a Crucii Roșii Române. Singura peliculă cu care s-a prezentat România în concurs a intrat în finală alături de alte 18 la categoria Cel mai bun film de Cruce Roșie și Semilună Roșie. În urma deliberărilor, producția televiziunii Trinitas TV a obținut unul dintre cele 4 premii ale categoriei, Premiul Special al Federației Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Premiul câștigat în această seară este o răsplătire a unor eforturi făcute de o instituție, Trinitas TV, și de cei care au lucrat la acest film, în colaborare cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România. Este un bine meritat premiu în condițiile în care este pentru prima dată când participăm la festival. Nimeni nu a știut de noi până acum și spun că este bine meritat fără a ne asuma singuri un titlu de glorie, pentru că, din punctul nostru de vedere, faptul de a fi premiați reprezintă ceea ce nu ne-am așteptat niciodată, mai ales că este vorba de un festival internațional, o răsplată pe care toți colegii din Trinitas TV și din Crucea Roșie o merită cu prisosință. Premiul acordat filmului documentar Istoria Binelui încununează cei 141 de ani de activitate Crucii Roșii în România și vine din partea Forului Superior al organizației, care își are sediul în Geneva. Este prima oară când participăm la un festival și iată că, deși e prima oară, am primit recunoaștere din partea forumului nostru coordonator la nivel internațional, ceea ce e mare lucru, înseamnă că este implicit o recunoaștere și o apreciere a activității pe care Crucea Roșie Română a desfășurat-o de-a lungul timpului. Filmul documentar Istoria Binelui, realizat de Trinitas TV, poate fi vizionat pe pagina de YouTube a televiziunii noastre. Ne mobilizează umanitatea în care credem și spiritul de solidaritate umană. Ne punem timpul și cunoștințele în serviciul tău. Așa am scris istoria emblemei care ne inspiră din anul 1876 într-o singură poveste. Crucea Roșie Română.